Bună ziua! Sunt Valentina Țâpu, profesoară de literatură universală din instituția publică Liceul Teoretic Principesa Natalia Tădeanu. Astăzi, la lecții, urmează să discutăm subiectul mitul și mitologia, sistemele mitologice fundamentale. Vă rog ca să scrieți subiectul în caiet. În speranța că v-ați notat, începem. La obârșie și la izvor, nicio apă nu se întoarce decât în chip de nor. La obârșie la izvor, niciun drum nu se întoarce decât în chip de dor. Citesc Cântecul Obârșiei de Lucian Blaga. Cum credeți? Care ar fi obârșile noastre? Care este izvorul din care omenirea și-a luat rădăcinile? Ce-ar fi apărut mai înainte? Filosofia, religia sau mitul? Te las să te gândești. Să observăm care va rămâne pe ecran. Nu, nu e filosofia, nu e religia, sigur e mitul. Un singur soare, un singur pământ, un singur univers. Dar, împărțit la câte popoare se află pe Terra? Bunăoară, Odin era zeul soarelui la scandinavi, Helios zeul soarelui la greci, Ra zeul soarelui la egipteni. Nu contează această numărătoare, ea ar putea continua, dar totuși toți ei își făceau meseria ca nimeni altul mai bine. Același soare urma să lumineze toate popoarele, indiferent cine stăpânea cerurile, cine trimitea razele pe pământ. Atunci când oamenii nu au știut ce să răspundă la întrebările cu care se ciocneau, la fenomenele naturale care le vedeau, atunci au început să transforme totul în mit. Și astfel, în dependență de teritoriul unde locuiau, s-au format miturile la diverse popoare. Misterul l-au învăluit într-un alt mister și mai mare. Și astfel, în complexul uriaș al culturii universale, antichitatea e sacru depozit de modele de eternitate, spunea Zoe Dumitrescu Bușuleanga. E cert acest fapt căci vor trece grăbite secole, dar divinitățile antice vor dănui în întreaga literatură universală de mai apoi. Bazându-vă pe cunoștințele anterioare, încercați să răspundeți la următoarele întrebări legate de mit. Ce înseamnă mitul? Care este necesitatea creării lui? Prin ce modalități a fost transmis? Cum poate fi clasificat? Care sunt etapele în evoluția sa istorică? Și să începem cu prima. Ce înseamnă mitul? Mitul este o narațiune tradițională, complexă, care modelează explicarea concretă a fenomenelor și evenimentelor enigmatice în conținutul său specific. Oamenii de știință de pretutindeni, aproape 25 de secole la rând, au produs peste 500 de definiții ce înseamnă mitul. În tot acest răstimp a crescut un arbore cu 500 de ramuri, unele mai groase, altele mai fragile, dar pentru a defini mitul, nici una din aceste ramuri nu poate lipsi din acest arbore. Și în cele din urmă, ce este mitul? Mitul este o narațiune, o ficțiune, o poveste, o legendă, o povestire fabuloasă, o creație colectivă. Aristotel conchidea, iubitorul de mituri e oarecum un filosof, căci mitul a fost născocit pe baza unor întâmplări minunate prin explicarea lor. Să trecem la o altă întrebare. Care este necesitatea creării mitului? Mitul este prima încercare a conștiinței omului de a găsi legătura cauzală dintre fenomene. Este o filosofie primitivă, știință, imagine artistică, prin care omul își explică lumea înconjurătoare, lucrurile și evenimentele petrecute în propria viață, locul și rostul său în această lume, posibilitatea de a domina și a supune fenomenele naturii. O altă întrebare este: prin ce modalități au fost transmise miturile? Păi, ele au fost transmise prin tradiție orală și prin opere literare. Prin tradiție orală
Spre exemplu, avem culegerile de mituri, cum este legendele și miturile grecii antice de Cun, legendele Olimpului de Alexandru Mitru. Sper că unele din aceste cărți au fost citite de către voi în copilărie. Dar o altă modalitate de transmitere a mitului este prin opere literare și anume Epopeea lui Gilgamesh, un monument literar al sumero-babilonienilor, Mahabharata, care aparține Indiei antice, Iliada și Odiseea de marele Homer, rapsod antigrec, Teogonie de Hesiod și altele. Cuvântul mitologie provine din limba greacă, din fuziunea cuvintelor mitos, poveste sau legendă și logos, cuvânt. Conceptul de mitologie semnifică totalitatea miturilor unei civilizații, dar și o știință care se ocupă cu reconstituirea, studiul și interpretarea mitului. Exemplu, mitologie greco-romană, mitologie indiană, aztecă, slavă, românească, scandinavă, chineză și altele. Sistemul mitologic, un alt concept despre care trebuie să discutăm astăzi la lecție, cuprinde miturile din toate civilizațiile lumii la nivel tipologic. Cea mai comprehensivă clasificare a miturilor, ceea ce ține de sisteme mitologice, este aceasta care o vedeți la ecran. Sunt mituri gnoseologice care povestesc despre cunoașterea originii, teogonice despre crearea și originea divinităților, cosmogonice, crearea divină a universului, antropogonice, crearea omului de către divinități, etnogonice, crearea unei comunități etnice, homogonice, crearea legităților mitice, etiologice, originea ființelor și lucrurilor, escatologice, miturile despre sfârșitul lumii, morale, miturile despre lupta dintre bine și rău și miturile despre eroul civilizator ale artei de a trăi. Abiu Giambattista Vico, cercetând mitul, va stabili 4 etape în evoluția istorică a sa. Prima, umanizare și divinizare naturii. A doua, simbolizarea cuceririi și transformării naturii. A treia, înzestrarea zeilor cu semnificații sociale și politice. Și a patra, umanizarea zeilor până la despuierea de orice înțeles alegoric. Odată explicate toate întrebările la această temă, ai fi curios să afli totuși care ar fi obârșile noastre, ceea ce întrebasem la începutul lecției. De ce în continuare vom vorbi despre mitologia românească? Știai că la începuturi lumea noastră credea de fapt că e împărțită de către furtat și nefurtat. La baza mitologiei românești stă mitul creațiunii. Furtatul este principiul binelui sau, îi se mai spunea în literatură, moș. Nefurtatul este principiul răului. Mai apoi, când a fost penetrat creștinismul, furtatul a devenit Dumnezeu, iar nefurtatul diavolul. Astfel și-au împărțit lucrurile, stăpâneau deopotrivă cerul și pământul și au împărțit ce să facă și unul și altul. Furtatul a creat omul, calul, oaia, câinele, pisica, porumbelul, vulturul, privighetoarea, rândunica, albina, bradul, vița de vie, nucul, trandafirul, grâul, crinul, varza și alte plante, insecte, păsări, animale care aduc bine omului. Pe când nefurtatul a creat ureașii, căpcăunii, blajinii, măgarul, capra, lupul, șoarecele, liliacul, bufnița, coțofană, vrabia, vespea, plopul, agrișul, stejarul, neghina, scaiul și altele. Adică, cum ai observat, multe din ele sunt cele care aduc rău omului. Elementele cerești au fost personificate și divinizate formând familia mitică, a cărei membri sunt Sfintele Ape, Cerul Tată, Luceferii, Pământul Mamă, Stelele Logostele, Sfânta Lună, Sfântul Soare. În cursul de literatură română pe care urmează să-l studieze anii aceștia la liceu,
Vei întâlni multe texte literare în care scriitorii români fac apel la aceste elemente din familia mitică, din mitologie. Cum a fost creat cerul tată? Se presupune că Furtatul a aruncat toiagul, semn al puterii în sfintele ape, și generă bradul de lumină, prototip al cerului. Făptură invizibilă, are ca model bradul cosmic, arbore cosmic, simbol al nivelelor diferite din cer. Lumina lui se concentrează în soare, stele, lună, lucefer, de unde și simbolul bradului de Crăciun. Furtatul stăpânea cerul deopotrivă cu nefurtatul, iar cerul avea 7 nivele. Cum și-au împărțit aceste stratificări ale cerului, urmează să vă povestesc. În primul cer era numit văzduhul sau protocer și aici locuiau blajinii și vamișii. Astfel, blajinii și vamișii sunt acei cărora sufletul trebuie să le dea vamă, ca să treacă la Dumnezeu. De aici obiceiurile populare de mormântare, când se dau pomeni, se împart haine, bani, obiecte pentru sufletul celui adormit. Paștele blajinilor este o metamorfoză creștină a acestui mit păstrat în forma tradițiilor. În al doilea cer era locuit de Sfântul Soare și Sfânta Lună, care marchează ziua și noaptea, împlinind destinul hotărât relatat în balada populară Soarele și Luna. De asemenea, în cerul al doilea era Sfântul Ilie, care mâna norii spre a împiedica un nou potop de ploaie. În cerul al treilea se aflau stelele logostele, sunt spiritele astrale ale făpturilor, se aprind la naștere și se sting la moarte. Astfel, cum ai întâlnit și în balada Miorița, iar la nunta mea va cădea o stea, steaua care marchează destinul. Cerul al patrulea era populat de cei trei luceferi. Luceafărul de seară, Dega, steaua ciobanului, luceafărul mare și Zorilă sau Sirus. În cerul al cincilea se aflau sfinții populari, care îl însoțeau pe Furtat, zeul moș, Dumnezeu, în momentul când venea pe pământ. Exemplu, Sfântul Petru, ca să învețe oamenii aratul și semănatul și păstoritul. În cerul al șaselea se afla grădina mirifică a raiului, iar cerul al șaptelea era stăpânit deopotrivă de către Furtat și Nefurtat. Sufletul după moarte se transformă în pasăre măiastră. Ascensiunea spre grădina mirifică a raiului o face prin zborul de la un ram la altul al arborului cosmic. Bradul, de aici prezența bradului la ceremonie de mormântare. Calea arborului cosmic este sugerată tradițional de crucea de la căpătuiul morților. Ea este totodată un loc de popas pentru sufletul transformat în pasăre măiastră. Există mai multe mituri și despre Sfântul Soare. Se presupune că soarele ar fi fost creat din sfintele ape odată cu bradul cosmic, a cărui lumină s-a concentrat în soare, lună, luceferi și stele. O altă legendă presupune că a fost creat din ouul cosmic, simbol al universului și al făpturii umane, din gălbenuș, soarele, albuș, norii, echivalent cu alte mitologii, oul lui Brahma la indieni, oul păsării dog la egipteni. Sau o a treia legendă spune că Furtatul l-a făcut din cremene și aur. El este tânăr și frumos, cu părul de aur și devine în basmele populare făt frumos, a cărui rechizită era paloșul fermecat, fluierul magic, calul naripat, cornul și șoimul. Precum Apollo, zeul luminii de mitologie greacă, avea 9 ninfe, astfel și Sfântul Soare era însoțit de 7 zâne. Aș ști despre unele la literatura română în basmele populare. Să vedem dacă vi le amintiți cum se numeau și ce funcție aveau. Doina, zâna cântecului liric. Hora, zâna dansului magic. Avrămeasa, zâna de scântecului și a practicilor magice. Ursitoarele, zânele prezicerilor. Creștineasa, zâna prorocirilor. Ileana Cosânzeana, cea mai eleasă. Să facem o retrospectivă în copilărie, la lectura basmelor populare, asupra cărora v-au obosit ochii și vi s-a înflăcărat sufletul. Amintiți-vă ce personaje și atribute miraculoase sunt în mitologia românească. Eroi miraculoși, făt frumos, prâslea, sfarmă piatră, strâmbă lemne.
animale sau păsări oraculoase, oaie năzdrăvană, calul năzdrăvan, pasăre măiastră, fajura. Personaje demonice, elele, muma pădurii, cățelul pământului, statu palmă, barbă cot și altele. Divinități de origine totemică, sfinte, Sfânta Duminică, Sfânta Mercurie, Sfânta Vinere, Sfinți, Sfântul Ilie, Sfântul Petru, Zâne, ursitoare. Instrumente magice, căciula fermecată, flautul vrăjit, brâul, furca de aur. În cele din urmă e bine să cunoști patru caracteristici de bază ale mitologiei românești. Prima, lumea este populată de duhuri rele și bune, pe care omul le poate păcăli cu ajutorul inteligenței. Bună oară, povestea Danila Prepeleac de Ion Creangă. A doua, destinul implacabil și credința că sfârșitul vieții este pus de zei și nu poate fi schimbat. Exemplu, Miorița. A treia, credința într-un tărâm secund, paralel, rar infernal și de obicei paradisiac, tărâmuri de peste 9 țări și 9 mări sau tărâmul de la fundul fântânii. Și 4. Convingerea că undeva există nemurire, așa zisa tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Multe cunoștințe relatate mai sus, posibil să le mai fi auzit, multe sunt noi. Deci să recapitulăm. Astăzi la lecție am studiat noțiunile de mit, mitologie, sistem mitologic, clasificare miturilor, modalitățile de transmitere a lor, etapele de evoluție istorică a mitului și despre una dintre mulțimile de mitologii, una care este cea mai dragă sufletului nostru românesc, mitologia românească. A sosit momentul să facem un popas în lumea creației. De ce vă rog să vă imaginați că sunteți un creator de mituri, un filosof popular, alcătuiți în limita unei pagini o variantă a mitului despre apariția unui obiect din cele enumerate. Pana de scris, stiloul, pixul, tastatura pentru computer. Pentru acasă veți avea de lecturat culegerea povestiri mitologice editată de Biblioteca Adevărul și veți dezvălui o pleiadă de personaje fabuloase, precum Zeus, Prometeu, Hercule, Icar, Dionisos, Antigona și destinile lor pline de tumult și învățăminte. Cu aceasta aș vrea să închei lecția de azi. Ne întâlnim peste o săptămână.